Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Un episcop va fi proclamat sfânt la Iași. Anton Durcovici, episcop romano-catolic care a slujit la Iași în ultimii săi ani de viață, va fi proclamat fericit pe 17 mai la Iași. Discutăm despre întregul moment de beatificare cu părintele Cornel Cadar, consilier la Episcopia Romano-Catolică din Iași. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Acest moment de ridicare la cinstea altarelor al unui episcop care a slujit în ultimii ani de viață la Iași, iată că va fi marcat tot aici în comunitatea romano-catolică din Iași. Dar mai întâi să vorbim despre cine a fost Anton Durcovici, episcopul romano-catolic Anton Durcovici. Practic, el a fost episcop numai în ultimii ani ai vieții. S-a născut în Austria, într-o localitate care se numește Bad Deutsch-Altenburg, la 17 mai 1888, datorită unor conjuncturi nefavorabile, mai precis pentru că i-a murit tatăl și mama a rămas cu doi copii pe care trebuia să-i crească și neavând posibilități, a emigrat în România. Mai precis a venit în Iași pentru că în Iași avea o mătușă și și-a propus să o ajute pe această mătușă și cu banii obținuți să poată să crească practic pe cei doi copii. Ajuns în Iași, Anton avea 6 ani, a fost dat imediat la școală, era o școală pe lângă Biserica Romano-Catolică și a făcut prima clasă la Iași, apoi a trebuit să se mute pentru că mătușa s-a mutat, s-a oprit în Ploiești, a continuat școala acolo și în cele din urmă s-a oprit în București. Acolo a continuat studiile. A fost remarcat imediat de către secretarul episcopului și apoi de către episcop ca fiind un copil excepțional, unul care avea înclinații spirituale și a fost imediat recomandat pentru a intra în seminar și apoi a fost trimis la studii în Vatican, la Roma. Acolo a fost sfințit preot și s-a întors în 1911 în țară. A ocupat diverse funcții, mai ales în domeniul acesta al educației, dar și în pastorație. S-a ocupat de câteva parohii din Arhidieceza de București. În domeniul educației a ajuns să se ocupe de liceu, de liceu catolic și în cele din urmă de seminarul de acolo din Arhidieceza de București. A fost apoi și în administrație, fiind numit vicar general al Arhidiecezei de București, până în 1947, când a fost numit la 30 octombrie episcop de Iași. Erau comuniști atunci sau începeau să se instaleze din ce în ce mai mult. Lucrurile au tergiversat până când a fost sfințit episcop acolo în catedrala din București. Și apoi a venit la Iași și a avut loc instalarea în catedrala din Iași ca episcop de Iași în 1948, la 14 aprilie. Cum a reușit să se desfășoare ca episcop? Am văzut că, fiind preot, s-a implicat în diverse domenii de activitate. Apoi, ca episcop, în perioada comuniștilor, a mai reușit să se implice la fel de mult? Aici erau timpuri grele. Mă amintesc, pentru cei care n-au prins aceste timpuri, timpul comunismului, care a încetat, sperăm că a încetat în 89, dar în prima fază a comunismului oamenii au început să fie arestați, fie politicienii, fie credincioșii, laicii, preoții, episcopii, regele a fost alungat din țară. Episcopul Durcovici știa, se aștepta din moment în moment la persecuții mari, mai ales că vedea că în jurul său erau preoți care erau arestați sub ochii lui. A început să pregătească populația pentru, mai ales pe credincioșii catolici, pentru a se descurca și în eventualitatea în care nu vor fi preoți. Practic, perioada de episcopat a fost cea mai grea în a rezista în fața acestui regim. Exact, a rezista în fața regimului. Oamenii în diverse sate erau revoltați, își apărau preoții. Avem în acest sens câteva localități unde efectiv oamenii s-au răsculat și au făcut zid în fața preoților
pentru ca să nu fie arestați, precum la fundul Rădăcini sau la Faraoni. Episcopul a prins aceste momente, el era mereu interpelat și acuzat că din cauza lui au loc asemenea evenimente. Sigur că el a pregătit pe credincioși în sensul că ea a început să facă vizite, să-i miruiască pe copii și pe adolescenți, să-i învețe cum să se descurce și când nu au preoți, adică cum să administreze botezul, de exemplu, ca laici să-și poată boteza copiii, să încuraja să se roage și să-și trăiască credința, să nu se lepede de credință, chiar și în momentele dificile care vor urma. Chiar în timpul acesta, însuși episcopul Anton Durcovici a fost ridicat de securiști. Cum a rezistat arestului? Cum a rezistat întâi urmăririlor? De ce a fost arestat? A fost urmărit pas cu pas, i-au fost răstălmăcite cuvintele de la predică, atitudinea pe care a luat-o când a colaborat cu statul în diversele acțiuni de promovare a așa numitei democrații populare. Și în timp ce la 26 iunie 1949 mergea spre o localitate din București, între timp ajunsese și administrator al Arhiepiscopiei de București, pentru că episcopul de acolo fiind în vârstă s-a retras, deci practic conducea acum două episcopii și se ducea să dea mirul în apropierea de București la Popeșile Ordeni, în drum spre această localitate a fost arestat, era împreună cu un preot, un colaborator de-al său, părintele Friedrich, acesta căutând să-l apere a fost lovit cu o manivelă în cap de unde i s-a tras și moartea. Și apoi a fost dus în anchetă la Ministerul de Interne la București, acolo a fost bătut, maltratat, chinuit, a fost pus să dea declarații, noi am intrat în posesia acestui dosar, a declarațiilor pe care le-a dat și am descoperit un om vertical, un om care de la un capăt la altul chiar are într-una dintre declarațiile sale, nu sunt de acord cu sistemul acesta care a venit în țara noastră. Așadar, era un preot care își expunea vehement ideile împotriva regimului comunist. Era un preot care în predicile lui deranja cumva. Deranja, dar nu neapărat împotriva regimului comunist, ci el predica credința, îl predica pe Hristos și asta îi deranja pe comuniști, pentru că ne amintim că regimul comunist promova ateismul, promova o societate fără credință, fără religie, fără biserici și ca tare toți descurajau lucrul acesta din guvernul comunist. Ba, avem o declarație chiar înainte de arestarea episcopului a lui Gheorghe Gheorghiu Dej, în care spune la un moment dat că singura piedică care ne-a mai rămas în instalarea democrației populare este Biserica Catolică. Și ca atare, ei au încercat în fel și chip să o distrugă. Ne amintim că erau mari persecuții în țară, greco-catolici au fost forțați să treacă la ortodoxi, episcopii lor au fost arestați și într-un asemenea context a fost arestat și episcopul de Iași, Anton Durcovici. De la Ministerul de Interne a fost dus apoi la închisoarea Jilava, fără proces. A fost dus la colonia de muncă de la Sighetul Marmației. În închisorile acestea, condițiile nu se pot descrie. Lipsă de hrană, chinuiți, batjocorâți, umiliți. Și ajungând la Sighetul Marmației, acolo, la un moment dat, a fost, fiind și bolnav, a fost izolat, dat în celula morții. Și martorii ne spun, cei care au trăit și au putut să dea înscris mai târziu, ne spun că a murit în noaptea de 10 decembrie 1951, cu puțin timp înainte trecuse pe acolo un preot și el a spus că mor de foame și de sete, dăm dezlegarea. Preotul acela i-a făcut ultimele rugăciuni și i-a dat dezlegarea și așa a trecut la cele veșnice episcopul Anton Durcovici. Ce spun documentele? Autoritățile ce motive au găsit că acest om a greșit cu ceva? Tocmai ei nu au găsit motive întemeiate, nu, ca atare nu i-au făcut un proces penal, ci pur și simplu l-au trimis
în așa numita colonie de muncă care purta codul pe vremea aceea Dunărea la Sighetul Marmației. Era un oponent prin credința lui, prin viața lui, prin verticalitatea lui al regimului. Așa l-au considerat și ca atare au considerat că este periculos să rămână în rândul credincioșilor pentru că influențează pe preoții lui și pe credincioși. Și totuși a reușit să influențeze și după aceea. A reușit, evident, avem mărturii extrem de interesante și de încurajante din închisoare. La un moment dat, martorii spun că a fost aruncat într-o celulă, dezbrăcat, gol, și el a spus: sunt episcopul Anton Durcovici, cineva a sărit să-i dea o pătură și el a spus, i-a încurajat, a găsit puterea să-i încurajeze pe cei din celulă, care erau mulți, și a spus: duceți crucea cu răbdare, crucea Mântuitorului, căci vor veni zile mai bune și pentru mult încercatul popor român. Ceea ce s-a întâmplat mai târziu, însă au trebuit să fie multe suferințe și mulți oameni care să fie închiși și privați de libertate. Cum s-a ocupat Episcopia Romano-Catolică sau cine s-a ocupat pentru a aduna toate aceste date și pentru a contribui, iată, la procesul acesta până în zilele noastre, să ajungem în momentul în care să spunem că va fi proclamat fericit? Mai întâi se știa că a murit în faimă de sfințenie. Oamenii știau că a murit ca martir în închisoare. Eu mă amintesc de bunica mea din județul Bacău, care mi-a arătat o fotografie pe când eram copil, întrebând cine este în fotografie, în imaginea aceea. El mi-a spus: episcopul nostru care a murit și a fost mult chinuit. Bunica și ceilalți, la fel ca bunica mea, știau că episcopul a murit ca martir, a murit în faimă de sfințenie. Nu se putea ocupa cineva din țară pentru strângerea documentelor. A murit în 51, era în plin regim comunist, nu se putea realiza lucrul acesta, dar au făcut-o. Elevii au început acest proces, dacă vreți, de ridicare la cinstea altarelor. Elevii săi, care erau emigrați în Austria, în Germania, ei au început să adune mărturiile și ușor, ușor au încropit un dosar, dar între timp a venit Revoluția 89 și atunci a fost posibil să se deschidă procesul conform normelor în dieceza în care a fost episcopul sau persoana care va fi ridicată la cinstea altarelor. Dieceza respectivă trebuie să se ocupe. A început așa numita fază diecezană de adunarea documentelor. Faza s-a deschis oficial în 1997. S-au strâns mărturiile de la cei care erau în viață, au dat declarații scrise, s-au strâns toate datele care trebuiau să fie cunoscute cu privire la moartea episcopului și la viața episcopului Anton Durcovici. Toate acestea au fost trimise în 2003 la Roma, a început faza romană, acolo au fost create comisii de istorici și comisii de teologi care au cercetat cu deamănuntul documentele și ei au dat acordul și în cele din urmă acordul lor a ajuns pe masa Sfântului Părinte. Papa Francisc, ne amintim, anul trecut, la 30 octombrie, a recunoscut martiriul episcopului Anton Durcovici și apoi, la 23 decembrie, a aprobat și a avizat ca beatificarea să se desfășoare la Iași, la 17 mai, chiar în ziua de naștere a episcopului. Ce reprezintă pentru Biserica Catolică sau ce ar trebui să reprezinte pentru noi toți ceilalți care suntem credincioși? Poate că cineva este ridicat la rangul de fericit. În acest caz avem primul fericit în persoana episcopului romano-catolic Anton Durcovici, care a slujit la Iași. Este un eveniment special, nu numai pentru catolici, nu numai pentru credincioși, dacă vreți, pentru români în general, pentru că, iată, un român este recunoscut ca model, a fost vertical în timpul comunismului, a căutat să-și trăiască credința până la capăt, e un exemplu de curaj. Pentru catolici este un eveniment de suflet, dacă vreți. Ei așteaptă de mult momentul acesta al ridicării la cinstea altarelor. S-au rugat în acești ani pentru ca episcopul să fie ridicat la cinstea altarelor și iată că rugăciunea lor, dorul credincioșilor, se va împlini la 17 mai anul acesta. Am discutat cu părintele Cornel Cadar, consilier la Episcopia Romano-Catolică din Iași. Mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Vă mulțumesc și eu.
Dezbaterea zilei a ajuns la final. Sunt Daniela Fronea. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!